Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Deci, practic, potrivit unor studii, aproximativ 10% dintre berbeci preferă parteneri de același sex. 10%? Cam 10%. Ok. Așa se întâmplă să fie. Ei au și orientările lor, cum ar veni. Cercetătorii, tu îți dai seama că au făcut studii? Deci cercetătorii sunt mereu surprinzători. Practic, au măsurat tendințele spre homosexualitate ale berbecului nemțesc. Da. Și nu numai. Și au ajuns la concluzia că 10% au această orientare. Eu sunt curios dacă au început să-i caute acum și de aia berbeci care vor să fie pisică. Ce zic? Da. Nu comentăm, este dreptul lor de berbec. Da. Sau care vor marțea lor să fie oaie și joia să fie berbec, da, la loc. Aici e problema cu berbecul. Că e încă discriminare foarte mare în cazul berbecilor gay și în cazul în care nu contribuie la continuarea speciei, la perpetuarea speciei, ei sfârșesc pastramă. Mult mai repede decât ar fi cazul. Că nu mai sunt de folos în... Da. Deci sunt foarte discriminați. Riscă foarte mult și ca atare acest cioban din Germania s-a decis să-i salveze. Și i-a adunat pe ei în... într-o pensiune de berbeci gay. Da. Unde ei presupun că se simt bine unii cu ceilalți. Sunt 12? Nu, 21. 21 de băieți sunt? Da. Ok. Și ei crește pentru lână. Mă, de ce petreceri fac berbecii aia gay acolo, zic seama. Ei crește pentru lână. Michael Stücke îl cheamă. Se scrie S-T-U cu umlaut. Da. Ce capa e? Stücke. Stücke, da. Stücke, vezi mă, că știu ce era. Michael Stücke, cioban, declară, citat de mai multe organe de presă și a ajuns la știrile ProTV, zice așa, lână... Ca lână. Da? Poate fi folosită pentru a crea diverse alte produse grozave, cum ar fi peticele care sunt acum prinse pe șepci cu un logo drăguț sau un mesaj pe ele. Deci, practic, dacă vrei să porți un logo pentru susținerea comunității berbecilor gay, îl cumperi de la domnul Michael Stücke și ți-l coși pe șapcă. Că dacă domnul Stücke dă de doi tiktokeri buni, se umple planeta de șepci. Da, ai purta o șapcă cu logo de berbec gay? Da. Da, cu și eu aș purta. Aș de vrea să primesc logo de... Pentru ca să arăt că n-am nimic împotrivă. Să-i scriem domnului Stücke. Da. Deci dacă vreți să vă promovați, eu le oferim promovare gratuită. Susțineți comunitatea berbecilor gay din Germania cu un logo din, făcut de lână. Și așa a apărut brandul Rainbow Wool, adică lână curcubeu. Ai înțeles? Da. Ai prins-o? Da, 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 da. Foarte drăguț, sub care sunt comercializate produsele create aici. Ia, domnule, să căutăm, poate cumpărăm și ne face și noi o poză cu șapcă de berbec gay. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.